Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Dacă sunteți pe pagina noastră de Facebook, Vocea Armatei, foarte simplu, nu numai ne ascultați pe vocearmatei.presamil.ro, e bine, vedeți deja că avem primul nostru invitat în sala de tradiții, este, sau de trofee, trofee pe care nu le vedeți, dar nu-i nimica. Deci este vorba de colonelul Marcel Domn și a comandantul Colegiului Național Militar Mihai Viteazul Alba Iulia. Am onoare să vă salut, vă mulțumim că ați acceptat invitația. Salut cu respect ascultătorii emisiunii Vocea Armatei. Bună dimineața și din partea mea. Am venit aici din mai multe motive. Unul este pentru că a început școala, dar cel mai important este că în acest an, iată, împliniți 100 de ani de existență. Spuneți-ne o scurtă istorie, data. Sigur, din fericire pentru noi toți, anul acesta sărbătorim 100 de ani. Este o aniversare extraordinară. Suntem privilegiați de faptul că sărbătorim 100 de ani și suntem contemporani cu această sărbătoare, pentru că 100 de ani înseamnă 100 de ani. Multe, o cifră rotundă. Multe. Sigur, istoria colegiului Liceului Militar Mihai Viteazul începe în 1919, la 23 septembrie, când regele a semnat actul de constituire a acestei instituții de învățământ, fiind făcut o analiză a modului de integrare a transilvanenilor în armata României. Și s-a ajuns la concluzia că această regiune istorică nu are o reprezentare semnificativă în noua armata României, care venea după Marea Unire din 1919, și în acest sens a ajuns la concluzia că trebuie înființată o școală care să ofere resurse pentru viitorul armatei. Și a fost semnat acest decret, după cum vă spuneam, în 23 septembrie 1919. Practic, cursurile școlii au început în 15 noiembrie 1919. Și o să vine, sigur, întrebarea de ce sărbătorim la 1 noiembrie 100 de ani. Pentru că am considerat noi că 1 noiembrie este o dată foarte reprezentativă pentru poporul român și pentru Alba Iulia. Reprezintă intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia în 1599. Și atunci ne-am legat și de 1 noiembrie și de perioada dintre 23 septembrie și 15 noiembrie și cu ajutorul celor de la Arhivele Naționale am stabilit ca ziua, sărbătoarea Liceului Militar Mihai Viteazul, Târgu Mureș, Timișoara, Colegiul Național Mihai Viteazul Alba Iulia, să aibă loc la 1 noiembrie. Ceea ce până la urmă, cum ne spuneați, este o dată foarte bună și foarte importantă, mai ales că și colegiul poartă numele de Mihai Viteazul. Sigur, legat cumva. Pot să spun ascultătorilor care nu cunosc acest detaliu, faptul că Mihai Viteazul a fost numele purtat de către actualul Colegiu Național Horia Groșa Crișan din Alba Iulia. Iar la data când a fost stabilit să se reînviteze în Alba Iulia, a fost preluată denumirea liceului respectiv și dată nouă, pentru că nu puteau să existe două licee cu același nume în Alba Iulia. Din fericire a rămas aici numele, nu din... A rămas aici, am fost noi mai convingători să preluăm acest nume, pentru că am devenit continuatorii tradițiilor Liceului Militar Mihai Viteazul Târgu Mureș Timișoara. Foarte greu să vorbim de 100 de ani de istorie și să marcăm chiar toate momentele foarte importante, așa că vom reveni în timpurile noastre, mai ales că nu e multă vreme de când ați suferit o schimbare majoră. Sigur, va trebui să ne spuneți, de fapt, de ce s-a făcut și în ce a constat. Ați fost subordonați statului major al forțelor aeriene. Data trecută când ne întâlneam, 2 ani în urmă, ceva de genul ăsta, aveați o altă uniformă, khaki, acum sunteți îmbrăcat în albastru. Deci este mai bine că v-ați mutat la statul major al forțelor aeriene? Sigur, orice schimbare făcută reprezintă un pas înainte și fără doar și poate că trecerea în subordinea forțelor aeriene reprezintă un lucru foarte benefic pentru noi. Dar n-aș vrea să minimalizez nici de cum meritele statului major al forțelor terestre care am fost timp de 40 de ani. Deci a însemnat mult și statul major al forțelor terestre a avut foarte mult pentru colegiul respectiv și datorită faptului că un număr semnificativ de absolvenți au ajuns în funcție de răspundere statul major al forțelor terestre. Chiar ultimul șef al statului major al forțelor terestre a fost absolvent al colegiului de Alba Iulia, se vorba de domnul general Maior Ifălean. Și atunci sigur că trebuie să mulțumim statului major al forțelor terestre pentru ceea ce s-a făcut. Resubordonarea la statul major al forțelor aeriene
s-a făcut sigur, independent de voința noastră. Mulți au supărat pe mine, vă spun sincer, și au spus că au avut loc anumite intervenții. Nu au avut niciunul de intervenții. La nivelul statului major al apărării s-a ajuns la concluzia că este cel mai bine ca liceele militare să fie resubordonate categoriilor de forțe. Și au avut loc schimbări, deja s-au început cu cel de la Craiova, s-a continuat cu noi și am înțeles că se va continua cu cel de la Breaza, care va primi o nouă subordonare. Pentru ascultător, o secundă, îmi cer scuze că vă întrerup. Constanța este al forțelor navale, Craiova este al comandamentului comunicațiilor și informatici. Breaza, doar dacă ne spuneți dumneavoastră unde ajunge. Sigur, ar trebui să fiu mai concret, pentru că sunt lucruri care sunt foarte cunoscute pentru noi și pentru ascultători sunt mai puțin cunoscute. Și o să fiu mai concret, așa. Și din dorință de a spune foarte multe, probabil că alertez un pic, dar e bine să fie tot lămurită. Și atunci, undeva în luna mai anul trecut, am primit informația că ne vom resubordona, începând cu 1 septembrie, statul major al forțelor aeriene. Sigur că a fost o perioadă de tatonare în care ne-am întâlnit cu cei de la forțele aeriene, care au fost, spun eu, încântați de faptul că s-a ajuns la această decizie și au fost foarte, foarte constructivi și foarte elaborați în tot ceea ce am făcut. Discuțiile preliminare care le-am avut s-au concretizat imediat după 1 septembrie 2018. La 1 septembrie a venit aici o comisie comună mixtă, practic, de la cele două state majore și s-a trecut la resubordonarea în cadrul forțelor aeriene. A fost o acțiune care s-a derulat foarte ușor, deși lucrurile par complicate, dar foarte ușor am rezolvat problema, pentru că concepția a fost una bună de la nivelul celor două categorii de forțe vis-a-vis de îndeplinirea misiunilor și de partea bugetară, care sigur este o parte sensibilă. S-a ajuns la o concluzie și la o decizie foarte bună și am trecut repede, pe lângă faptul că ne-am schimbat uniformele, și la ritmul acesta al aviatorilor, care este unul, sigur, mai lent, dar foarte aplicat. Eu pot să fac diferențierea acum foarte bine între forțele terestre și forțele aeriene. Cei de la forțele terestre sunt niște tipi extrem de meticuloși, de constructivi și, sigur, e o categorie de forță mare. La forțele aeriene lucrurile sunt un pic mai bine așezate, în sensul că sunt mai puține structuri, eșaloanele sunt mai suple, mai mobile și lucrurile se desfășoară cu oarecare repeziciune. Dovadă sunt cele ce le-am făcut aici, că într-un timp foarte scurt a reușit lucrul deosebit. Și iată, ne aflați în subordinea forțelor aeriene. O să vorbim și despre renovările pe care le-am văzut aici, dar înainte de asta, cumva ați putea să ne spuneți de ce acest colegiu a ajuns în subordonarea forțelor aeriene? De ce Alba Iulia și nu Breaza? Da. Sau, sincer, să fiu, nu cunosc care a fost mobilul acestei decizii. Eu pot doar să reproduc ceea ce în discuția care am avut cu domnul general Maior Pană, șeful statului forțelor aeriene, l-am întrebat și eu pe zonă, care este, de ce am ajuns la forțele aeriene? Și domnul a fost foarte, e un om deosebit și un om sincer, și mi-a spus, zice, domnul, eu sunt absolvent de Breaza, al colegiului de Breaza. Mi-aș fi dorit ca Breaza să intre în subordinea forțelor aeriene. Dar se pare că decizia a fost una foarte bună pentru noi toți și pentru că am ajuns să subordonăm unul din cele mai bune colegii militare și cred că alegerea este una bună. Deci răspunsul concret nu pot să vi-l dau pentru că nu l-am aflat nici în ziua de astăzi. A fost o decizie, am înțeles, la nivelul statului major al apărării. N-am cerut explicații, dar mulțumim. Noi am întrebat. Noi trebuie să întrebăm. Da, mulțumim. Toată lumea a întrebat de ce n-a trecut colegiul de la Craiova. Pentru că a funcționat. Nu știu, nu mă întrebați. Dar eu mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns acolo unde poate cu gândul ne-am fi dorit să ajungem. Noi trebuie să spunem acum că ne simțim ca acasă printre aviatori aici. Am ajuns la statul major, suntem aviatori amândoi. Așa încât tot mai ușor. Pentru elevi, ce a însemnat această schimbare? Păi, sigur, în primul rând, haideți să o luăm cu partea concretă, schimbul de uniformă. Deci, petlițele albastre, ipușca la pantalon albastră, s-a însemnat în schimbul tuturor elementelor de identificare ale colegiului, pentru că în subordinea forțelor aeriene am trecut de la roșu la albastru, sigur, și foarte important pentru ei a apărut această tabără de zbor care am avut-o în vară, este prima dată când se organizează, cu 52 de elevi pe care am avut în 3 serii la Bobocu.
unde au zburat pentru prima oară cu IAC-52. Deci asta a fost o schimbare majoră la nivelul lor. Pentru că ei, sigur, au resimțit altfel față de noi această trecere la forțele aeriene. Nu, nivelul nu s-a transpus până la sala de clasă. Doar în ceea ce privește organizarea și dotarea sălii de clasă. Dar în rest, sigur, lucrurile au rămas la fel. Au fost câteva acțiuni comune făcute cu cei de la forțele aeriene. I-am dus la capul Midia cu avionul pe elevi. Cu avionul de aici? Cu avionul, de la Câmpia Turzii, deci cu Spartanul. Am dus un grup de 40 de ei la tragerile executate de către forțele aeriene cu rachetele Hawk. Sigur, a fost ceva inedit și a apărut dorința de acum și a profesorilor să participe la această activitate. Era de așteptat. Era de așteptat, sigur. Și iată că sunt câteva activități care și-au pus amprenta asupra schimbării de atitudine în ceea ce privește opțiunea elevilor pentru a urma o școală aflată tot în subordinea forțelor aeriene. Adică, dacă până acum, și trec de la una la alta, este o schimbare foarte importantă, dacă până acum un an absolvenții noștri optau într-un număr foarte mare, undeva la 40, spre Academia Tehnică Militară, anul acesta s-a schimbat procentul, în sensul că cei mai mulți admiși, 36 am avut la forțele aeriene și doar 24 la Academia Tehnică. Deci este o schimbare majoră și asta înseamnă că faptul că am trecut la forțele aeriene a început să se resimtă. Bine, eu optat inițial vreo 70, dar vizita americană la INEMAS i-a dus în această situație. Deci cam asta se dorește de fapt cu... Și acestea sunt lucrurile care au influențat în mod direct. După care, sigur, ceea ce se vede în curte... Trebuie spus că, de fapt, elevii dumneavoastră nu au niciun fel de prioritate în a se duce spre instituțiile de învățământ ale forțelor aeriene. Vor da concurs ca toți ceilalți și, de fapt, se pot înscrie oriunde. Dacă vor să facă marinari la forțe, la Academia Navală, se vor duce acolo fără probleme, vor da examen. Sigur. Sigur, deci că așa nu, este. Nu înseamnă că intrați aici, vor urma neapărat o carieră în forțele aeriene. Păi nici nu se dorește acest lucru de limitare a opțiunii lor și, de asemenea, limitarea celorlalți din celelalte colegii militare care optează spre forțele aeriene. Dar este clar că apare o motivare intrinsecă suplimentară pentru ei, pentru că au luat contact cu zborul, cu avionul, au zburat cu avionul, au văzut trageri de luptă cu rachetele Solair și e clar că, așa cum vă spuneam, inițial vreo 75 au optat pentru forțele aeriene, sigur, pentru piloți. În final au ajuns 36, dar au ajuns 14 la piloți militari. Ceea ce este foarte mult. Este foarte mult, așa este. E o cifră foarte, foarte... Păi în ultimii ani am avut câte 2-3 admiși la piloți militari. Acum am avut, iată, 15, 14, 15. Nu, erau admiși. Interesați. Le plăceau forțele terestre. Sibiu era mai aproape. Nu, că forțele terestre, din păcate, a fost categoria de forțe... Noi chiar am fost criticați de către cei de la forțele terestre, că avem cei mai puțini care accesează forțele terestre. Anul acesta avem 24 care au fost admiși la forțele terestre. Un număr foarte mare. Mai mare decât cel care a fost în anii trecuți. Sunt unii care doresc numai forțele speciale și s-au dus la forțele terestre direct. Foarte bine. E opțiunea. E opțiunea și noi le respectăm aceste opțiuni. Cum sărbătoriți 100 de ani? Păi sărbătoarea, să vă spun drept, a început încă din anul școlar trecut, pentru că am constituit un grup de lucru, ne-am stabilit obiectivele mari și chiar în zilele acestea am avut o analiză a ceea ce am făcut și a ceea ce ne-am planificat, plus că au mai venit foarte multe activități pe care vor fi introduse în acest plan mare, pentru că e un plan mare. Sărbătoarea nu se întâmplă doar în 1 noiembrie. Sunt activități pe care nu le poți desfășura doar atunci, care trebuie desfășurate în timp. Și am început această acțiune cu inaugurarea sălii de conferințe, care a fost făcută acum în anul centenar, o sală de conferință foarte modernă, o să vedeți și dumneavoastră, dotată cu aparatură de ultimă generație și care răspunde tuturor cerințelor. Această sală a fost sponsorizată de către Societatea Transavia prin domnul director Popa, care a venit și a venit înspre noi dânsul și atunci am zis ce e de făcut? Să facem o sală de conferințe ultramodernă. Spuneau cei de autoritățile locale că la nivel de județ nu există asemenea sală cu asemenea dotări. Sigur, acțiunile au început pregnant din acest an, de acum. Deja astăzi avem campionatul ăsta, Cupa Bobocilor, care este va urma Cupa 25 octombrie și Cupa 1 noiembrie, o activitate mare în care vor avea loc întrece sportive între toate subunitățile din colegiu.
sesiuni de comunicări științifice, simpozioane dedicate zile de 1 noiembrie cu ceea ce a însemnat funcționarea Liceului Militar Mihai Viteazul în perioada 1919-1940 la Târgu Mureș, 40-47 Timișoara și sigur perioada Alba Iulia în care vor veni elevii și vor prezenta lucruri concrete și le vor pune în față ce a însemnat Liceul Militar din acea perioadă în care școlarizarea era pe parcursul la 8 ani de zile în acea perioadă. Deci, practic, ei din clasa 5-a intrau la Liceul Militar și terminau după clasa 12-a, înseamnă mult mai mult. Acțiuni în comun cu autoritățile locale, cu centrul Augustin Bena, cu activități care țin de retragerea cu torze, vom face spectacolul omagial la Casa de Cultură a Sindicatelor, pentru că noi suntem în reparație cu sala noastră de festivități. Va fi un program artistic din 31 noiembrie la ora 18 cu o participare locală. Deci nu numai noi vom participa, vom lansa invitațiile pentru toate instituțiile din Alba Iulia, vom decerna acolo distincții, premii pentru principalii noștri colaboratori. Și multe activități. Și sigur, 1 noiembrie e ziua specifică care va fi. Deci e un plan foarte mare. Se întinde pe vreo 7-8 pagini activitățile. Este și normal, sunt 100 de ani, cum a spus dumneavoastră. O singură dată sărbătoriți centenarul. Sunt fericit că suntem contemporani cu această sărbătoare. La fel cum a fost în 2018, cu 1 decembrie. Nu vreau să trec peste un aspect, a spomenit de două ori cel puțin, relația cu această comunitate, comunitatea locală din Alba Iulia. Cum este? Acum, aș vrea să fiu foarte bine înțeles. Cred că noi am putea să elaborăm un ghid de bune practici în acest sens, în ceea ce privește colaborarea cu autoritățile locale. Și asta s-a întâmplat pe parcursul a multor ani. Nu e o chestiune de moment acum. Avem relații foarte bune cu, în primul rând, sigur, cu prefectura, care este reprezentată guvernul în teritoriu. Că au fost 7-8 prefecți câți au fost, toată lumea a reacționat pozitiv la orice acțiune a noastră. O relație, sigur, specială cu Consiliul Județean Alba, prin faptul că dânsii ne și sprijină în fel și fel de acțiuni pe care le avem aici. Vreau să spun că finanțarea instituției vine în totalitate din partea Ministerului Apărării Naționale. Ceea ce reușim noi să obținem de pe plan local, obținem prin Consiliul Județean Alba și prin Primăria Municipiului Alba Iulia. Și aici revin, revin cu ceea ce am spus și reiterez această relație foarte bună și cu Primăria Municipiului Alba Iulia. Adică nicio acțiune în Alba Iulia și la nivelul județului nu începe fără ca noi să fim consultați. Din fericire suntem și comenduirea de garnizon aici la noi și atunci relația este cu atât mai strânsă. Dar orice acțiune care are, care presupune un ceremonial militar sau o acțiune de alt gen, ni se cere întotdeauna părerea și sprijinul și participăm la aceste acțiuni comune. Dânsii sunt de asemenea prezenți la toate acțiunile noastre, de fiecare dată răspund cu solicitudine și le mulțumesc încă o dată pentru acest lucru. Aceste lucruri se creează în timp, trebuie căpătat o încredere reciprocă și atunci lucrurile se întâmplă. Adică interesul este comun. Și sunt foarte importante pentru că această Păi este imaginea colegiului și imaginea armatei. În final, trebuie să fie una bună, nu este cazul să fie disensiune. Ne fiind regimentați politic, cu atât mai ușor lucrăm cu oricine este. Da, suntem dispuși dialogului, fără a avea niciun fel de interes. Domnule colonel Domșa, ați spus de două ori până acum în dialogul nostru că sunteți în renovări. Noi am văzut. Am și văzut, într-adevăr, de cum intri pe poarta liceului, se poate observa. Dați-ne mai multe detalii, mai exact ce renovați și unde sunteți în momentul acesta? Am început această campanie de renovare de anul trecut și s-au făcut investiții foarte puternice. Dacă ar fi să vorbesc corect, renovarea a început încă de pe vremea ministrului Dușa, când la o vizită făcută, domnului ministru Dușa, la o vizită făcută în colegiu, i-a spus domnul ministru, știți, am vrea să renovăm sala de sport. Și ne-a oferit tot suportul necesar. Într-un timp de câteva luni am renovat sala de sport, care arată super, spun eu. Ei, zic, dacă tot există un început, haide să mai încercăm. Având în vedere faptul că la 1 noiembrie va fi marea sărbătoare, să începem și să încercăm să facem o renovare cum nu s-a făcut în cei 45 de ani de când a fost dată în folosință. Și am început, sigur, cu zonele care, în primul rând, sunt ale elevilor, pentru că ei sunt cel mai important bun pe care îl avem.
Am început cu dormitoarele lor, au fost renovate, s-a pus parchet în dormitoare, s-au renovat grupurile sanitare, holurile, sălile de studiu la nivelul dormitoarelor. Am continuat cu sălile de clasă. Anul trecut am făcut sălile de clasă, interiorul sălilor de clasă. Sălile de clasă arată, într-adevăr, de model european și o să vă rog să vă invit să intrați, să vedeți, să luați câteva secvențe, cum arată o sală de clasă modernă, adică cu tot ceea ce trebuie ca să desfășurăm un învățământ, într-adevăr, european. Cu conectare, sigur, la Wi-Fi de pe holuri și așa mai departe. Am încheiat cu sălile de clasă și am continuat cu holurile și la această dată, deci, interiorele sunt terminate. Anul trecut am început și renovarea exterioară. Este simplu de văzut. Un efort foarte mare, sigur, financiar și am reușit să schimbăm totul. După cum vedeți, la această dată putem spune că am terminat cu partea ce înseamnă, cu ceea ce înseamnă pavilioanele dormitoare de învățământ, cabinete, laboratoare, totul este modernizat. Și, sigur, terminând cu pavilioanele astea, sigur, am început cu acoperișul prima dată, ca orice om gospodar, să nu ne mai curgă apă, după care am schimbat instalațiile de sanitare, instalația de căldură este verificată, ca o paranteză, am pus centrală nouă și randamentul a crescut extraordinar. Deci avem o factură la gaz mai mică cu 20-30 de mii de lei pe lună. Deci e foarte important. E foarte important, dacă facem și economii. Și au și mai multă căldură elevii și în dormitoare. Căldură, e prea multă căldură, că dorm cu geamurile deschise și din cauza aia se îmbolnăvesc. Acum avem probleme cu ei, că se răcesc, pentru că dorm cu geamurile deschise. Dar este copilăresc. Oricum e mai bine decât să facă frigul. Da, nu fac frigul, este exclus la noi în colegi să facă frig. Noi avem căldură suficientă, apă caldă, atât cât au nevoie dimineața la prânz și seara, de lucrurile se rezolvă. După aia am trecut pe partea exterioară și am reușit gardul, iar acum lucrăm la punctul de control. Este ultimul obiectiv pe care îl mai avem. Este un plan mare. Toate le-am făcut, le-am propus de anul trecut și le-am stabilit în timp. Și cu ajutorul forțelor aeriene, celor de la Pantelimon în special, am reușit să ne încadrăm exact în termenele pe care le-am ucis. Este foarte greu în ziua de astăzi, vă spun cu sinceritate, pentru că nu găsești, licitația nu are loc la timp, nu vin firme și așa mai departe. Și acum, deci termenul de execuție a lucrărilor este 30 octombrie. Dar eu am promisiuni că vor fi gata spațiile respective mai repede, nu în ultima zi. Am fost limitați de termenele prevăzute de către licitații. Și avem un obiectiv foarte mare. Reprezintă sala de mese și sala de festivități, care a intrat în reparație capitală. Are termen de execuție 500 de zile, dar e o lucrare de mare amploare în care tencuiala este dată jos până la cărămidă și va fi refăcut acest bloc alimentar nou, ultra-dotat, cu o sală de mese moderne cu linie de autoservire și sala de festivități modernizată. Acela este finalul acțiunii noastre, în partea ce ține anul viitor. Eu preconizez că pe sfârșitul anului școlar următor să fie gata, dacă nu, cel puțin la începerea anului școlar să intrăm în spațiu nou. Ne-a fost foarte greu un pic cu hrănirea și așa mai departe, dar l-am rezolvat. Asta este etapa ce ține de construcții, pentru că urmează etapa următoare cu baza sportivă. Am lucrat deja la baza sportivă, dar avem câteva planuri mari și acolo, cu terenuri sintetice, de tenis, de handbal, de basket și deja le-am prins în planul achiziții publice pe anul 2020 și le vom realiza, pentru că bugetul ne-a fost deja aprobat de către SMF. Aveți mult de lucru. Foarte bine, e bine să ai de lucru. E rău când n-ai de lucru sau, în fine, nu te ajută nimeni să faci ceea ce te-ai promis. E o vorbă că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Și atunci, dacă tot există această variantă și avem acest sprijin extraordinar de forțe aeriene, pentru că ni s-a spus, spuneți ce vreți și aia vom face. Atunci, de ce să nu frificăm acest avantaj? Ne apropiem de finalul interviului nostru, pentru că mai așteptăm și alte persoane, dar mai avem măcar două întrebări, una destul de complicată. Sunteți pentru a patra oară școala europeană. N-am încurcat cifrele. 2018, în primăvară, mai. Da. Felicitări mai întâi. Sigur, pe scurt, așa, ce înseamnă pentru cei care încă n-au înțeles cum e cu acest... Obținerea titlului de școală europeană presupune inițierea și desfășurarea unor proiecte de cooperare internațională cu școli din învățământul din Uniunea Europeană. Sigur că noi am fost pionierii dintre colegiile militare, pionierii acestei activități, pentru că e simplu de văzut doar dacă uităm pe parcursul anilor. Când am obținut noi primul titlul de școală europeană
și când au urmat celelalte. Au fost niște acțiuni extrem de dificile, pentru că nu se știa la vreme, când a apărut această, nu se știa ce înseamnă școala europeană. Și atunci am avut niște profesori devotați care s-au implicat și au lucrat efectiv mult, mult timp pentru a scrie aceste proiecte, a fi lansate în acest mediu și a fost și a căpătat caracter de eligibilitate. Au fost alese și datorită acestor proiecte de cooperare internațională, pentru că ideea noastră asta a fost să-i ducem pe elevi în alte țări, în cadrul, din cadrul școlii, pentru că cu familie pleacă, sunt unii care au posibilități, unii care nu au posibilități. Dar să-i ducem noi și în acest sens am inițiat aceste proiecte și am primit aceste titluri ca urmare a numărului mare de participanți din rândul elevilor la aceste proiecte. Deci de la noi pleca, de exemplu, într-un proiect european, erau viste în 5 țări, dar plecau 2 profesori cu 15-20 de elevi. Ăsta era scopul pentru care am intrat în aceste proiecte și datorită acestui lucru, având un mare număr de elevi, am primit aceste titluri. Și sigur, ele au continuat. În momentul de față, suntem într-un așa zis blocaj, dar nu din cauza noastră, ci din cauza sistemului, pentru că ultimele proiecte de cooperare internațională au fost cele pe incluziune socială. Noi ne mai putem să câștigăm. Și să trecem deja la un alt nivel. Acum nu mai putem să ne întoarcem la proiecte care le-am făcut. Avem deja în studiu, lucrăm în continuare și facem eforturi mari pentru a câștiga încă un proiect. Suntem înscriși în 4, nu știu dacă vom fi eligibili, dar este foarte greu. Și asta a fost important, pentru că i-am dus pe elevi în țări în care nici cu gânduri probabil n-au ajuns. Au fost în Suedia, au fost în Italia, în sudul Italiei, au fost în Grecia, deci în țări, în Franța. În ziua de azi este foarte important să ai aceste schimburi culturale și pentru ei înseamnă, și nu numai pentru ei, sigur, pentru orice elev ar înseamnă. Sigur, și am avut de învățat și de la, din aceste proiecte europene. Am văzut și cu învățământul cu sefeșoară, apropo de Suedia, că tot vorbim, am văzut cu ochii mei, chiar și eu am fost acolo și am văzut învățământul din Suedia, care este acel altul de cel finlandez, este cel ridicat mai bun din Europa, mai probabil. Da, am avut de învățat, dar să știți un lucru. Toți care au venit au fost impresionați de ceea ce au văzut aici. Pentru că reciproca este că vin și la dumneavoastră. Da, aici e o rigoare militară, pentru că de asta suntem liceu militar și pe lângă această rigoare militară au văzut seriozitatea în... Și acum păstrăm legătura cu ei. De mulți ani de zile eu îi văd mereu pe Facebook că ne trimit like-uri și așa mai departe. Și e foarte important lucrul acesta. Am ajuns la ultima întrebare de astăzi, cu interviul nostru. Așa. Ce vă propuneți pentru viitor? Sigur, cel mai important lucru în această, pe lângă clădiri, reprezintă elevii și învățământul. Asta este dorința mea cea mai mare, să rămânem cel puțin la cotele pe care le-am atins. De învățământ am vorbit, pentru că știu că v-ați propus să altă discuție. A fost mult de discutat și în această zonă cu învățământul, pentru că este cea mai importantă misiune a noastră, misiunea de bază, învățământul. Să rămân, dacă rămâne la aceleași cote pe care le-am atins și sunt cote foarte înalte, înseamnă că confirmăm ceea ce ne-am propus. Confirmarea există deja în atâția ani de zile. Am avut, din 2010, am avut procentul de promovare la bacalaureat 100% în fiecare an și procentul de admitere în academiile categoriilor de forță peste 92-93%, culminând anul acesta în care am avut procentul de admitere de 100%. Pe lângă aceste lucruri, mai am avut și 31 de calificați la olimpiadele naționale, școlare. În fiecare an am avut, anul trecut am avut 26, anul trecut acum 2 ani am avut 21, deci iată că am crescut. Dacă ne raportăm la anul 2019 și rămâne la nivelul anului 2019, ar fi cea mai mare dorință mea. Deși vă spun că este din ce în ce mai greu, dar eu sper ca să rămânem. Și noi avem toate condițiile create să rămânem la nivelul acela. Dacă ați făcut-o în anii trecuți, înseamnă că veți putea să o faceți și acum aveți know-how-ul, să da, spunem am așa. Tot crescut și am spus la un moment dat, până unde putem să mai creștem? Pentru că media examenului de bacalaureat a fost 9,18 la o promoție. Eu zic că totuși foarte este foarte mult. Faptul că suntem colegiul de matematică informatică cu toate cele 20 de clase, specialitatea matematică informatică. Este complicat. Da. Încă o dată, felicitări. Și înainte să ne luăm la revedere, o secundă, sunt câteva persoane pe pagina noastră de Facebook care vă salută. Julenuța Mironescu vă transmite respect și bună dimineața. Coreanul Liviu, la mulți ani aniversari. La fel și Vasile Trif, la mulți ani aniversari și mult respect. Elena Mihaela, respect maxim. Deci, iată că... Le mulțumesc.
probabil că mai sunt și alții, le mulțumesc. Și ăsta este mesajul pe care vreau să-l trimit. În Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, alături de celelalte colegii militare, învățământul este la el acasă. Mulțumim încă o dată, felicitări mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut. Colonelul Marcel Domn și comandantul Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Ne întoarcem la muzică și revenim în scurt timp cu un alt invitat.